Prima etapă din acest an în Liga 4 a adus și schimbarea liderului în clasament. Liderul din pauza de iarnă, FC Pojorâta, a terminat la egalitate, scor 1-1, derbiul acestei etape de pe terenul echipei clasate pe locul 3, Minerul Iacobeni, rezultat de care a profitat Foresta Mălin. Grupa rece a trecut la scor de Zimbru Siret, scor 7-2, și este noul lider. Galben-verzii și-au asigurat victoria prin golurile marcate de Ailenei 3, Prisacă, Onofrei, Cosma și Gâscă, în vreme ce oaspeții au punctat prin dubla lui Maruseac. Scorul etapei a fost înregistrat pe teren propriu de Bucovina 2 Frătăuții Noi, care a trecut cu un sec 7-0 de Voința Stroiești, grație golurilor marcate de Zaremba 3, Ionesi 2, Hrimiuc și Stoian. În duelul suferinței, Unirea Buroia a luat o imensă gură de oxigen în lupta pentru salvarea de la retrogradare, după ce a câștigat la limită scor 1-0 în fața celor de la AS Șomuz Fălticeni la finalul unei întâlniri decise de golul înscris de Vicu. Iată și rezultatele etapei a 18-a. Foresta Mălin Zimbru Siret 7-2, Sporting Doi Arbore Avântul Volovăț 4-1, Minerul Iacob FC Pojorâta 1-1, Unirea Buroia Șomuz Fălticeni 1-0, Bucovina 2 Frătăuții Noi Voința Stroiești 7-0, Flor Construct Pătrăuți, Bradul Putna 0-3, CS Gura Humorului Moldova Drăgușeni 2-0 și Rapid CFR 2 Mihoveni, Viitorul Liteni 3-0. În clasament, locul 1 Foresta Mălin 42 de puncte, 2 FC Pojorâta 41 de puncte, locul 3 Minerul Iacobeni 37 de puncte, locul 4 Sporting 2 Arbore 33 de puncte, locul 5 CS Gura Humorului tot 33 de puncte, gol averaj inferior.